Conferința sub denumirea Martin Jonas, trecut, prezent și viitor, cu ocazia 100 de ani de la nașterea celebrului pictor naiv Martin Jonas, a avut loc la comunitatea locală din Covăcița, sâmbătă 11 mai. Cu această ocazie la eveniment s-au adunat reprezentanții ai numeroaselor instituții și organe, precum Ambasada Slovaciei în Republica Serbia, Consiliul Național al Minorității Naționale Slovace în Serbia, respectiv reprezentanții ai municipalității și comunității locale. La conferință au luat parte și oaspeții din Slovacia, România și din Serbia. Despre viața lui Martin Jonas au vorbit rudele, prietenii, colaboratorii, dar și critici de artă, artiști, istorice, curatori, etc. Pentru televiziunea noastră a vorbit Blajena Miroslava Carcuș din Nădlac, România, profesor de cultură plastică. Da, în cadrul acestui eveniment, în prezentarea mea am ținut neapărat să precizez și faptul că Martin Jonas și membrii care au creat această școală de artă naivă din Covacița au influențat și pe românii din Uzdin, care au început să creeze și s-au remarcat în arta naivă din Serbia, exprimându-se, așa cum știm, prin tradițiile și obiceiurile specifice românilor. În luna mai curent se va desfășura mai multe evenimente dedicate cunoscutului pictor, dar și alte evenimente în cadrul manifestării Zilele Covăcicei, printre care și concertul a trupei Tropico Band, care va avea loc pe data de 18 mai cu începerea de la ora 21 în curtea comunității locale din Covăcița.